Peste 2 milioane de români cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani nu au un loc de muncă. Un procent de 40% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani nu lucrează, adică mai bine de 2 milioane de persoane apte de muncă cu experiență profesională nu își găsesc loc pe piața muncii, potrivit Institutului Național de Statistică. Discriminarea pe criterii de vârstă, lipsa candidaților calificați pe anumite meserii și a unor politici de creare de noi locuri de muncă au fost principalele cauze care au condus la o rată scăzută a ocupării în România, dar și la existența unor anomalii pe piața muncii. La nivelul județului Sălaj, situația stă în felul următor. La nivelul județului Sălaj, nu considerăm că cei peste 45 de ani ar fi defavorizați. Ba mai mult, ei pot fi beneficiari unor subvenții în cazul în care angajatorii sunt dorni să angajeze aceste persoane. Cu alte cuvinte, noi promovăm angajarea acestora pe locurile de muncă vacante. Atâta timp cât sunt locuri de muncă vacante la nivelul județului Sălaj, fie ele multe, puține, câte sunt, dar sunt, la ele au acces toate categoriile de persoane, indiferent de vârstă, sex, etnie, etc. Drept dovadă, la nivelul județului Sălaj, ponderea celor peste 50 de ani este într-adevăr o pondere de 21,2% din rândul șomerilor. În schimb, cei între 30-40 de ani, care zicem că sunt în floarea vârstei, ponderea este de 26,7% sau sub 25 de ani 13,6%. Ce vreau să demonstrez asta, că nu se constată la nivelul județului Sălaj o discriminare a acestor persoane care au depășit, să zicem, vârsta de 45 de ani. De aceea îi rugăm în continuare ca să își caute un loc de muncă în mod activ cu ajutorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, ei și toate categoriile de vârstă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.